Există în România o agenție de media numită Starcom. Ei bine, Starcom face în fiecare an un studiu al influencerilor din România, care sunt vedete, blogger, vlogger, instagrameri și toate cele. Și astăzi are loc prezentarea cu studiu făcut pe anul acesta și o să fie și un debate între agenție, client și influencer și o să fiu și eu acolo un debate. Nu știu dacă pe bază de, dacă sunt ca influencer sau ca om de agenție, cred că ca influencer cel mai probabil. Este un termen foarte dubios pentru mine, influencer. Toată lumea îl folosesc și eu în prezentări, în discuții cu clienții. Dar eu mă consider un bad influencer. Sunt convins că sunt foarte mulți indivizi care au dormit pe perești din cauza mea. Hai cu mine! Avem cuba liberă? Și mâncare. Și mi-ai luat cuba liberă? Da, așa te aștept eu pe tine. Acesta a fost evenimentul, n-am filmat nimic. Când nu prea aveam ce, a fost dubios, era aglomerație, multă lume, s-a vorbit mult. Nu știu ce urmează să facem, n-am filmat mare lucru astăzi. Georgiana, ce facem pentru vlogezi? Mergem acasă. Au, au, au. Doamne. Doamne, câta prințesa. Ce faceți, mă? O prințesă care stă în vârf. Asta de popcușe. Trebuie să fiu sincer cu voi, să recunosc că aproape am dat un kicks astăzi. Și n-am filmat nimic pentru vlog. E prima oară când sunt în situația asta și nu văd concret ce aș putea să fac ca să umplu vlogul. De fapt, văd și cred că asta o să fac. Un la mână, nu cred că o să filmez asta seara, că nu mai am energie, o să aleg câștigătorul. Ce premiu am zis că dau? Ah! Știți că m-ați ajutat și ați dat share-uri la clipul ăla și te-am zis că dau acest Lamborghini. Zici că dai un Lamborghini pe bun? Păi, eu și aici din Dubai. Și acum o să aleg cu Ionesca cadoul special pe care o să-l dau, ca premiu, de fapt, ciudat cadou, premiu, hotărăște-te, Mariane, premiul special pe care o să-l dau celui mai creativ comentariu pe care l-ați lăsat la articolul ăla cu unde mă văd peste 50 de ani. Ca să se vadă bine, ne dăm un bec. Ah, cât de tare! O să vă dăm un bec luminos! Știți că asta... Să vede ce tare e Georgiana, bravo, mami! Da, asta o să dau. O să vedeți imediat cât de tare e. Să știți că e un cadou, e un premiu foarte util, adică noi îl ținem în cameră. Ia uitați-l. Funcționează așa. Ting! Și are baterie. Uite așa. Stai, pune-mi-l pe cap așa, aici sus. Ca să pare cam o idee. Hai să facem fața, hai să facem thumbnail-ul. Stai așa. Și da. Funcționează așa. Da. Este foarte bun. Încă o dată, hai, fă-mi asta. Stai așa, spune-o când. Am o idee. Da. Deci așa funcționează. Hai că suntem distractivi când avem idei de vlog. Da. Da, deci asta o să fie premiul. Sper să îi placă celui care comentariu pe care înțelegeți voi. O să aleg și comentariu creativ tot mâine. Adică în vlogul ăsta o să apară, dar o să fac chestia asta când o să editez vlogul la birou. Deci în viitor. Înțelegeți voi. A, mai avem încă unul? Da. Să-l dăm și pe ăsta la urgen? Întrebăm ceva acum în comentarii, spontan? Nu-l păstrăm. Da, știu, știu, știu. Nu-l păstrăm? Da, Georgiana este să-l dăm. Nu-l păstrăm pentru că ăla e vechi. Și l-am scăpat de foarte multe ori și nu prea mai stă. Apoi, pe voi, ce credeți că surpriză? Ce surpriză avem pentru voi? Știți? V-ați dat seama? Mai avem multe mâine. Aici. Mâine o să vedeți. Surpriză. Adică în vlogul de mâine o să vedeți marele anunț. E un anunț decent, dar e important pentru noi, un pas important pe care îl facem. Nu ne căsătorim acum, nu avem copil acum, nu, adică n-are legătură chestia. E o chestie, să vedeți. Noi avem două, trei pungi cu multe chestii, premii pe care o să le împărtășim cu voi. Avem și niște premii pentru amatorii de filme. Și... Ce? Amatorul de Game of Thrones. Ce? Avem chestii pe care le-am primit. Hai să arătăm.
Păi da, dar nu mai e nicio dacă le arăți. A, ok, ai dreptate. Bine, bine, da, acestea, spoiler, aceștia, aceștia sunt saci cu... Ăsta nu, ăsta este de la altceva. Îl dăm și pe ăla? Da, sunt niște agende foarte drăguțe. Aude, agenda cu Game of Thrones. Avem fan Game of Thrones aici? Avem fan Game of Thrones? Lăsați-ne în comentarii dacă avem fan Game of Thrones. Mai multe chestii. De deci avem... Noi primim multe chestii de la branduri, știi? Și noi nu le păstrăm, adică ne umplem casa cu chestii pe care nu le folosim. Noi le mulțumim brandurilor care ni le trimit, apreciem. Avem și o chestie, o corticică. Ah, ce tare. O cară. Astea sunt cadourile pe care le-am primit noi de la... Când am fost să vedem în premieră, în primul episod din sezonul ăsta. Da, da, da. Și vreau să vi le dăm vouă. Da. Pentru că stați cu noi aici zilnic și ne suportați și ne iubiți, da. Și cred că ne iubiți. Că... Dar ăsta trebuie să-l dăm, va trebui să-l facem și știu când o să-l dăm cadou. Deja m-am gândit. O să-l dăm cadou la următorul sketch și va câștiga un cuplu. Pentru că cadoul este pentru un cuplu. Cum adică? Este cadou pentru ea și pentru el. Ah. Și trebuie să fie fan. Trebuie să fie fan Game of Thrones. Da. Nu știu dacă trebuie să aibă neapărat legătură cu sketch-ul pe care... Da, nu știu despre ce sketch-e vorba, dar ăsta o să fie următorul premiu la următorul sketch pe care îl vom face. O să-l dăm unui cuplu. Dacă tot facem sketch-uri de cupluri, e momentul să premiem un cuplu. Trebuie să ne mai gândim să mai facem, să mai venim cu o idee de aia. Deci... Eu cred că am deja o idee. Da? Ce tare. Nu știu dacă azi, dar noi facem sketch-urile alea, Ionești, și două dintre ele s-au dus super tare, gen unul are vreo 650.000 de vizualizări și altul vreo 250.000 de vizualizări. Ăla cu crețele, cu au părul ăla are cele mai multe vizualizări. Și na, încercăm și noi, gen, să facem cât mai multe de-astea ca să mărim gașca de oameni care se uită la noi. Și pentru că, așa cum spunea și Maria, am primit foarte multe chestii de la branduri și pentru că știm că sunt chestii pe care, în mod normal, nu le poți cumpăra. Da. Și pentru că știm că voi sunteți foarte drăguți și ne urmăriți și sunteți tot timpul cu ochii pe noi, de asta vi le dăm, nu vi le dăm pentru că nu avem ce să facem cu ele, ne le dăm pentru că ne dăm seama că noi avem parte de chestiile astea zilnic și că voi, oamenii normali care ne urmăresc, merită să aibă și ei parte de experiențele astea. Și de asta vi le dăm vouă. Deci ca să cum înțelegeți. Cum să nu iubești, mă? Uite-te, mă, la aia. Cum să nu iubești? Ceva, tati, ce fa, mă, unde ai fost? Și mai avem tot așa pe zona de filme. Poate să facem ceva legat de film. Așa. Avem de la Netflix niște cadouri foarte super drăguțe. Tare. Ne uităm la ceva pe Netflix? Da. La... Cum îl cheamă? Ray Donovan, da. Hai să pun cadourile la... Bine. Am umplut 6 minute de vlog. Încerc scuze dacă v-am dezamăgit cu acest vlog. Dar cred că v-am făcut fericit, că v-am povestit ce urmează să facem pentru voi. Și vă mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi și că ne dați like-uri și că ne scrieți mesaje și că ne vedeți, ne luați în brațe și ne facem poze. Și... sunt niște chestii, este chiar o mare familie, așa simt. Da. O mare clan ionesciană. Și mâine anunțăm, nu? Chestia. Mâine, în vlogul de mâine o să vedeți. The big announcement. De mâine, de poi mâine. Ce filmăm mâine se va dă... Ce filmăm mâine se va dă sâmbătă. Da. Alergia. Alergia! Am mai venit cu câștigători. Mai întâi am stat și am citit toate comentariile, le-am răspuns tuturor celor care mi-au scris la articolul ăla cu unde mă văd peste 50 de ani. Și câștigătoarea este Iuliana Cazan. Mi-a plăcut foarte mult vibe-ul pe care mi l-a dat comentariul ei și am intrat și pe blogul ei să văd, de a scrie despre cărțile pe care le citește, se vede că e foarte pasionată de literatură, de citit în general și cred că cadou îi se potrivește de minune. Premiul ăla, becul ăla, luminos. Poți citească la lumina lui sau nu știu, whatever. Ideea e că, felicitări Iuliana, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii, am râs, ați fost super funny. Mi-a plăcut comentariul cu perfuzia de Cuba Libre, mi-a plăcut comentariul cu tarabucul și mângâiatul câinelui. Toate mi-au plăcut, este super mișto și s-a văzut că v-ați dat interesul să iasă comentarii frumoase. Așa că vă mulțumesc și o să mai facem de-astea. Iuliana, felicitări, aștept de la tine un mesaj privat pe pagina de Facebook sau pe Instagram, ca să-mi dai datele unde să-ți trimit premiul. Și acum, haideți să alegem câștigătorul prin tragere la sorți, câștigătorul ce dădeam ca premiu, Lamborghini de jucărie. Puzzle-ul 3D, cum îi zice Ionesca. Imediat, ca să iau toate datele astea aici. Așa, am dat Identify Winners. Bam, bam, bam. Au fost 21 de comentarii. Costin Cortez. Hai să-l vedem pe Costin Cortez ce a comentat.
Virgin Cuba Libere, respect. Hai să vedem dacă a dat share. Port. Ia uite-l, a dat. Și a luat și un like. Mulțumesc frumos tuturor celor care au participat, care au dat share. Pentru mine contează foarte mult aceste share-uri, că îmi ajută sketch-urile alea pe care le gândesc și le muncesc să ajungă la mai mulți oameni. Mulțumesc pentru share-uri, mai facem, pentru că sketch-uri o să vină cu siguranță, sper eu din ce în ce mai multe. Și Costin, aștept de la tine un mesaj privat cu datele la care să trimit Lamborghini-ul. Cum ar fi să-ți trimit un Lamborghini, pe bune? Bine, vă mulțumesc tuturor pentru participare. Ne vedem. O să vedeți în vlogul de mâine surpriza. Dacă se au niște sunete foarte agresive, să știți că este Alida pe fundal, se bate cu tastatoarea, are ceva, a supărat-o, nu știu. Uneori tastatoarea îi vorbește nepoliticos și Alida o tratează ca atare.